Tradițiile Gorjului au fost promovate tocmai în Vietnam. O delegație formată din reprezentanții ai ansamblului Doina Gorjului și condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Ninel Muja, a participat la un schimb de experiență interculturală. Vietnamezii vor întoarce vizita, urmând să fie prezenți la Târgu Jiu în această vară, când va fi organizată o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor. Tradițiile județului nostru au fost promovate cu mândrie tocmai pe continentul asiatic. Membrii ansamblului Doina Gorjului i-au încântat pe partenerii străini cu programele lor artistice. Ansamblul din Vietnam nu s-a lăsat mai prejos și le-a arătat gorjenilor dansurile lor tradiționale. Ansamblul din Vietnam va întoarce vizita gorjenilor și vor fi prezenți la Târgu Jiu cu ocazia Festivalului Internațional de Folclor din vară.